Mă numesc Ailesia Ana Maria, am 13 ani, învăț la școala gimnazială Grigore Moisil din Năvodari. Mă pregătesc la Centrul Hai la Olimpiadă din clasa 6 de anul trecut. Am ales să mă pregătesc în Centrul Hai la Olimpiadă pentru că am fost încurajată de profesoara mea să aleg fizica. M-am înscris în Centrul Hai la Olimpiadă pentru că am vrut să mă pregătesc la fizică. Anul trecut la etapa națională a Olimpiadei de fizică am luat medalie de bronz. Și până acum la etapele județene, la olimpiadele de matematică și biologie, când am fost printre primii. Pregătirea în centru m-a ajutat foarte mult la olimpiada de fizică, pentru că am învățat multe lucruri pe care nu le știam, am învățat să relaționez cu restul colegilor și am învățat cum să nu-mi fie teamă și să am încredere în mine. Pregătirea pentru performanță înseamnă multă muncă, perseverență, curaj. Pregătirea pentru performanță înseamnă perseverență, multă muncă, capacitate de lucru, relaționare cu colegi, adaptare la nou. Da, cred că programul Hai la Olimpiadă este necesar pentru că încurajează tinerii să urmeze performanțe în ceea ce le place. Referitor la pregătirea în centru, cel mai mult îmi place că pot relaționa cu profesorul foarte bine, nu mai există bariera elev-profesor. Că relaționez foarte bine și cu colegii, lucrăm în echipă și că este o atmosferă foarte plăcută. Profesoara care mă pregătește la Centrul Hai la Olimpiadă se numește Maria Neicu și îmi place cel mai mult la dumneavoastră că este foarte calmă, are multă răbdare cu noi, ne ajută și în afara centrului. Le-aș recomanda elevilor care nu fac parte din program și ar vrea să facă performanță într-o materie să-și urmeze dorințele, să aibă încredere în ei, toată lumea are un început, să aibă foarte multă ambiție și să se bucure de faptul că au o șansă să facă parte din centru.